Evenimentele noastre nu sunt evenimente înființate de ieri. Și atunci când există posibilitatea, întotdeauna ne-am bucurat de evenimentele noastre. Vorbim de târgurile de țară, primul care l-avem în 19 mai, care chiar dacă ar vrea Sorin Hognoci să anuleze acel târg, n-aș putea niciodată pentru că datează de peste 100 de ani. Deci sunt evenimente cu tradiție, sunt evenimente la care ne bucurăm de fiecare dată și atunci singura barieră sau singurul obstacol în fața unui eveniment la astfel de târg a fost pandemia aceasta care ne-a oprit. Așa cum în fiecare zi de luni în Spermezeu este târg. Eu mie nu-mi place să-i spun piață niciodată, zic că e târg pentru că la târg vin oamenii și socializează. Sunt foarte puțini. Eu așa zic, pentru că mai vorbesc cu cei care sunt cu șetrile acolo. Cum a fost astăzi? Foarte slab, domn primar, dar venim că ne place. Așa sunt și cetățenii. Vin, socializează la noi lunea până la prânz, e sărbătoare în comuna Spermezeu. Și oamenii vin, socializează, se întâlnesc, discută și așa mai departe. Deci nici evenimentele nu pot dispărea, dat fiind faptul că sunt unele dintre ele cu tradiție foarte veche. Până, așa cum spuneți dumneavoastră, până și zilele comunei Spermezeu deja au o tradiție de 13 ani. Știți, merg mai departe fiecare eveniment.